Săptămâna dinaintea crucificării lui Iisus Hristos, așa numita Săptămână Mare sau a Patimilor, ocupă un loc important în scrierile autorilor Evangheliilor biblice. La fel stau lucrurile și cu Matei, care îi alocă practic un sfert din Evanghelia sa, în care suntem și noi. Capitolul 23 încheie practic confruntarea dintre Domnul Iisus și conducătorii religioși. Mântuitorul avertizează mulțimile cu privire la liderilor, pe care îi denunță în termeni inconfundabili. Acum ies din gura Domnului cele mai usturătoare cuvinte folosite vreodată de el. Este un discurs virulent și nu singurul discurs din poate cea mai plină zi din ultima săptămână de viață a Domnului. Iar condamnarea publică a liderilor religioși a avut loc la templu în timpul derulării ultimelor ceasuri ale învățăturii publice a Mântuitorului. Practic, Iisus îi învață pe oameni să respecte și să împlinească lucrurile pe care cărturarii și fariseii le spuneau să le păzească și îi sfătuiește să nu facă ce făceau ei, pentru că aceștia nu trăiau după cuvântul lui Dumnezeu. Cu acest prilej, Matei capitolul 23, versetele de la 8 la 12, Mântuitorul dă ultimele sale învățături publice, cum spuneam, din care reținem și noi că unul singur este învățătorul și dascălul vostru, Hristosul, și voi toți sunteți frați. Unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța, va fi smerit, și oricine se va smeri, va fi înălțat. Prețioase învățături! Apoi Domnul se adresează din nou liderilor religioși din jurul său, pe care îi acuză că blochează calea oamenilor spre cer prin felul lor de învățătură și trăire. Niciun profet al Vechiului Testament nu denunțase păcatul în termeni așa de vehemenți cum o face Domnul Iisus aici. În esență, Domnul spune: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că vă rugați lung, dar sunteți fără inimă și mult prea prinși în afacerile voastre, pentru că prețuiți mai degrabă lucrurile materiale decât obiectivele spirituale, pentru că faceți majoritatea lucrurilor mărunte, dar ați uitat tocmai ce atrage oamenii spre Dumnezeu, pentru că puneți preț pe aspectul exterior, vorbiți politicos, vă purtați pios, dar nu vă deranjează păcatul din interior. De fapt, nici nu vă place cuvântul păcat. Vai de voi, pentru că ați înlocuit realitatea cu ritualul, credința cu formalismul și pe Dumnezeu cu liturgia. Pentru că sunteți ca sicriele frumoase, pline de oasele putrede ale morților. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că aveți doar o formă de evlavie, dar fără puterea de viață a noii creații în Hristos. Iisus îi face pe deplin responsabil. Cum veți scăpa de pedeapsa Ghehenei? Bineînțeles, singura cale să nu ajungă în iad era în fața lor. Dar ei l-au respins. După care, cel ce tocmai îi condamnase plânge pentru ei. El pronunțase aceste vaiuri fără nicio satisfacție, cu inima frântă. Era doar cruda realitate care trebuia afirmată. Vom continua, dar nu acum, să parcurgem acest text, cât să observăm că nu doar liderii religioși erau șocați de cuvintele Mântuitorului, ci și ucenicii săi. El va ajunge să le vorbească despre o împărăție amânată, despre un Ierusalim distrus, despre un învățător pe cale să moară. Ce stranie întorsătură de situație, nu? Dar el se va întoarce, așa cum a spus. Și când o va face, va domni ca rege deplin.